Stă scris la lege și la mărturie. În cartea Apocalipsa, la capitolul 1, cu versetul 17, stă scris: Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Același Isus care ne-a dat sabatul și care ne-a arătat cum să-l păzim în sfințenie, este alfa din Geneza și ne poartă pas cu pas de-a lungul timpului prin întrupare, prin oferirea sa ca jetfă vie pentru răscumpărarea unei lumi căzute. El a fost judecat, dar nu a fost condamnat pentru că nu era nimic de condamnat. După judecarea sa, Pilat a spus: Nu găsesc nicio vină în el. Totuși, el s-a dat pe sine însuși să fie omorât, întrucât propriul său popor l-a învidiat și l-a urât. Hristos a murit ca răufăcător pe crucea de pe Calvar. El a fost așezat în mormânt. A treia zi s-a ridicat dintre cei morți și a declarat peste mormântul împrumutat al lui Iosif. Eu sunt în învierea și viața. El s-a înălțat la tatăl său și astăzi este avocatul nostru la tribunalul cerului. Îl observăm pe Hristos ca un fir roșu prin tot Vechiul Testament și Noul Testament. Iată, eu vin curând, zicea Domnul, și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, Începutul și sfârșitul. Felice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciuna. Eu, Isus, am trimis pe Îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și semânța lui David, Luceafărul strălucitor de dimineață și Duhul și Mireasa, zic, vino. Și cine aude, să zică, vino. Și celui ce este sete, să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Aici avem Alfa din Geneza și Omega din Apocalipsa. Binecuvântarea este promisă tuturor celor care țin poruncile lui Dumnezeu și cooperează cu El în proclamarea mesajului celui de-al treilea înger. Eu, Isus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Ce a rostit Hristos în Vechiul Testament este valabil pentru toată lumea.